Cozinheiro Valdo, primarul deputat care reprezintă Mariosul Romeo. Teamă de față. Încă o dată, bună ziua! Bine ați venit la Prăjești! Bine ați venit la acest moment festiv, aș putea spune, pentru Prăjești și pentru locuitorii acestei zone de nord-est a României. Am plăcerea să fiu gazda, sau prăjeștenii au plăcerea, au plăcerea de a fi gazda acestui mare eveniment. Și spun mare pentru că astăzi vom asista la semnarea unui contract, acelui mai mare contract în domeniul investițiilor rutiere de după Revoluție. Și sunt onorat ca... De la Ștefan cel Mare încoace, îți spune o de după Revoluție. De la Ștefan cel Mare încoace, da? De domne, nu? Ca să continui. Spuneam că sunt onorat pentru că, în sfârșit, politicul, administrația centrală s-a orientat și spre această zonă nu privilegiată, să zicem, mai puțin privilegiată din punct de vedere al investițiilor. De la Revoluție încoace, investițiile au tot venit din zona de vest. Dar marele investiții n-au reușit până acum să treacă Carpații. Și mi-aș fi dorit să se întâmple acest lucru de mai mult timp. Iată, se întâmplă astăzi și mulțumesc că sunt contemporan al semnării acestui contract. Vreau să fac prezentările. Avem prezent în sală eurodeputatul europarlamentarul Dragoș Benea, domnul deputat Ionel Gloroiu, președintele Consiliului Județean, domnul Sorin Brașoveanu, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, Sergiu Braveț, primar, reprezentantul firmei câștigătoare, sau desemnat ca firmă câștigătoare a SC Colimpuls, domnul Conestru, domnul Leana, și domnul director de la Direcția Județeană de Drumuri, domnul director executiv, da? Adjung, scuze, noi am vestit în numele, dar o să se prezinte dumneavoastră când ajunge la microfon. Domnule președinte, bine, vreau să vă mulțumesc că numele locuitorilor Prăjești, că v-ați bătut că acest proiect pe care astăzi îl vom semna a ajuns la final. E un proiect important pe care, repet, locuitorii acestor zone îl așteptau de mult timp. Drumul actual, drumul județean 207D, are o vechime de peste 45 de ani. Este un drum la care, de la momentul când s-a construit și până acum, s-au făcut doar mici reparații, în sensul că au fost doar plombări, niciodată nu s-a intervenit major, erau discuții, oamenii erau nemulțumiți și așteptam cu toții acest moment. Pentru cei care nu cunosc, acest proiect are câțiva ani de zile de când a luat ființă ca și idee. Au fost dezbateri lungi, asta o să reprezentați dumneavoastră. Noi n-am vrea să ne oprim aici. Investițiile în această zonă n-am vrea să se oprească aici. Ne dorim foarte mult și gaz. Și gazul nu a reușit până în acest moment să treacă Sirietul. Sau dacă a trecut pentru un spațiu foarte puțin, s-a reușit să se ajungă dar până la Traian, exclusiv pentru Traian. Pentru că, de ce v-am invitat sau de ce suntem astăzi aici? Pentru că acest proiect, să zicem, ar fi putut să fie semnat în sediul mare administrativ al Consiliului Județean sau al Prefecturii.
Semnatarii acestui proiect, împreună cu domnul președinte Benea, cu domnul președinte Brașoveanu, au decis să vină la firul ierbii, la talpa țării, în rândul nostru, pentru că noi, locuitorii acestei zone, suntem cei care suntem și vom fi exclusiv beneficiarii acestui drum care va fi modernizat. Repet, vă rog să ne sprijiniți, să vă gândiți cum facem să aducem și gazul în zonă. Și pentru că trăim, avem destul de tulburi din punct de vedere politic și pentru că în aceste zile se discută despre marele artist Constantin Brâncuș, despre masa tăcerii, despre cel mai mare mut al țării. Să știți că noi nu avem o masă a tăcerii la Plăjești, nu avem nevoie de o masă a tăcerii la Plăjești, avem nevoie de o masă a dialogului, o masă unde să semnăm contracte de lucrări, o masă unde să semnăm procese verbale de recepție a acestor lucrări, o masă a dialogului, o masă a înțelegerii. Vă mulțumesc tuturor celor care ați onorat invitația de a participa la acest eveniment. O să dau cuvântul domnul președinte Benea. Mulțumesc. Vreau să încerc să fiu poate pe înțelesul tuturor și a mass media și a dumneavoastră și să vă dau crâmpeie din viața unui om politic sau unui om din administrație care se zbate să rezolve niște probleme, niște proiecte. Nu mă refer neapărat la mine, mă refer la oricine. Și povesteam celor care a venit astăzi aici. Îmi aduceam aminte atunci când am... Și chiar dacă suntem la o semnare de contract, e bine să povestim aceste lucruri, pentru că tot ce se întâmplă în viața unei comunități e consecința unor asumări și a unor gesturi în trecut. Și mi-am amintesc că atunci când în 2010 am venit aici și am organizat, am reorganizat organizația PSD Plăjești și a preluat-o domnul Damian, nu mă gândeam eu că peste 10 ani vom semna acest drum județean pe fonduri europene. La momentul acela mă gândeam că vom rezolva drumul județean mai repede. Dar semnificația în decembrie 2010 este mai importantă prin ceea ce s-a întâmplat în această comunitate din 2016 încoace. Și mi-am amintesc că în 2012 domnul Damian Jicu a fost doar viceprimar, n-a reușit să convingă toată lumea atunci. Încă era celebrul domn antic, a cărui reputație depășise granițele județului Bacău. A câștigat domnul Jicu în 2016 și astăzi în comuna Plăjești se implementează fonduri, se implementează fonduri în valoare de, în total, 5 milioane de euro. Nu e puțin. Aceeași paralelă aș face și la Negri, dar o voi face atunci când voi merge la Negri și probabil că nu este departe nici acest. Prima hârtie a acestui proiect pe care îl semnăm astăzi, vă spun cu toată responsabilitatea, s-a depus în 2014. Din 2014 până în 2020, când încep lucrările, că vor începe lucrările, aveți noroc de un constructor, nu m-am ferit niciodată, un constructor care a mai lucrat, tot ceea ce a lucrat în Consiliul Județean sau Serviciul Județean de Drumuri a terminat la timp, a făcut lucrare de calitate și poate chiar și înainte de termen. Nu a existat nicio lucrare realizată de acest constructor în mandatul meu de președinte al Consiliului Județean sau ulterior, de care să ne fie rușine sau să ne fie teamă că cineva îi descoperă nu știu ce. Și e bine că mai există asemenea constructori în județul Bacău, din păcate nu mai sunt foarte mulți. Deci, din acest punct de vedere, vestea bună este că acest drum se va realiza. Nu vă veți trezi că se apucă cineva și pleacă cu utilajele de pe aici, așa cum se mai întâmplă în alte localități din județul Bacău sau de pe teritoriul național. E un constructor, la fel cum este Bucăresc la centura Bacăului, la fel de serios și aici, și sunt convins că acest drum județean se va termina, cred că înainte de termen, dacă vremea va permite. 6 ani pentru un drum județean de 23 de km, de o valoare de aproximativ 55 de milioane de ron, după mine, peste 11 milioane de euro, tot cu TVA. Da, cu tot cu TVA. Tot cu TVA, fără TVA, dar TVA-ul este. Deci 12 milioane de euro.
aproximativ 12 milioane de euro, 22 de kilometri, care se completează cu ceilalți până la 94 de pe teritoriul județului Bacău. În luna octombrie, la Consiliul Județean, s-a semnat contractul pentru porțiunea de la izvorul Berenciul până la Podul Turcului. Deci diferența de 72 de kilometri, care probabil vor începe și în acest lucru, probabil cu siguranță vor începe și în acest an. Ei, acest proiect care se leagă cu drumul județean de la Neamț, 71 de kilometri de pe teritoriul județului Neamț, prima hârtie depusă a fost în 2014. S-au pierdut 2 ani din cauza faptului că la nivelul Consiliului Județean Neamț, atunci era un vid de putere, decedase președintele Cinșir, a venit altul care îl conduceau funcționari, în fine. Și acest proiect nu putea fi depus decât într-o asociere Bacău-Neamț. Practic, județul Bacău a stat timp de 2 ani, 2014-2015 și chiar și 2016, aproape 3 ani, a stat după Consiliul Județean Neamț. A venit domnul președinte Sorin Brașoveanu și la Neamț s-a schimbat președintele Consiliului Județean și s-a recuperat, s-a trecut la recuperarea timpului. Reproiectare, reactualizare de indicatori, avizare și fel de fel de alte lucruri ce înseamnă această birocrație. Și astăzi suntem în etapa în care se semnează acest contract. Deci ați văzut ce înseamnă un proiect, sau ați auzit pe repede înainte și explicit pe înțelesul tuturor ce înseamnă un proiect pe fonduri europene, repet, de 22 de kilometri și 12 milioane de euro. Un drum vital pentru tot ceea ce înseamnă viața celor din Dămienești, Negri și Prăjești. Și întotdeauna când, sau întotdeauna în ultimii 2-3 ani, atunci când dădeam primarii din aceste localități, nu puteam să-i privim în ochi, pentru că era clar că suntem în întârziere cu îndeplinirea acestei promisiuni pe care am făcut-o și am făcut-o în 2016. Și iată că totuși avem posibilitatea să ne ținem de cuvânt înainte de 2020. Care este paralela? Că spunea Damian de fonduri europene, de autostrăzi, de infrastructură. Și v-am zis 5 milioane de euro, Damian Jicu Prăjești, la fel e urgent lumea la Negri. Proiectul politic și, sigur, încă puțină lume înțelege sau puțină lume ne privește cu încredere, dar eu sper că de la zi la zi vor fi tot mai mulți bărbani, indiferent de culoarea lor politică, ce ne vor susține în demersul de a reuși să impunem pe agenda Guvernului României și a Uniunii Europene această autostradă A13 Bacău-Brașov. Vă dați seama, e pe înțelesul tuturor și a celor care sunt astăzi în Prăjești și a celor care au plecat nu de bine, au plecat din Prăjești în Italia sau în Anglia. Știu foarte bine că aici, din Prăjești, există o comunitate puternică în Italia. Mulți oameni au plecat la muncă acolo și mulți oameni înțeleg și cei din Prăjești și cei de acolo înțeleg că autostrada este cea care va da valoare acestei regiuni, va pune în valoare celelalte investiții realizate de primar sau de președintele Consiliului Județean din Bacău și nu numai. Dar iată, dacă pentru un drum județean practic de 22 de kilometri ai lucrat 6 ani și mai are constructorul de lucrat cel puțin un an, dați-vă seama ce înseamnă o autostradă ca Bacău-Brașov, pentru care foarte mulți de la acest prezidiu se bat de mai mulți ani, dar pentru care din acest an am înțeles să o luăm puțin mai aplicat, mai apăsat și puțin mai radical decât până acum. Pentru că noi vrem să convingem în primul rând toți băcăoanii că singura variantă care poate să lege estul de vest și care poate să lege două provincii, Moldova de Transilvania, este această autostradă 13 Bacău-Brașov. Tot ceea ce auzim de la alții de vreo 14-15 ani și eu sper să realizeze asta măcar băcăoanii, și anume această autostradă a Unirii, Iași-Târgu Mureș, care de fapt leagă doar două orașe, este un proiect care eu cred că nu se va întâmpla niciodată. O să vorbim mai apăsat, tot vine campanie electorală, tot știu oamenii, tot au oamenii de ales. Trebuie să vorbim despre aceste lucruri ca să nu avem vorbe la proces, pentru că, vedeți, dacă peste 10 ani ne vom revedea la Prăjești și vom constata că nu este nicio autostradă care se lege Moldova de Transilvania, să știți că fiecare parte avem vina lui, pentru că nu știm să... Nu, atunci când vin momentele importante, nu știm să despărțim albul de negru. Și noi, alături de colegii mei, probabil ați văzut de o săptămână, dacă n-ați văzut, o să aflați în următoarea perioadă, ne vom strădui prin toate metodele prevăzute de lege să convingem cât mai mulți dintre băcoane, ne-am dorit pe toți, și să strângem cât mai multe semnături de ordinul zecilor de mii,
pentru susținerea acestei autostrăzi, astfel încât să creăm o presiune legitimă și suplimentară pe indiferent ce guvernare va fi în România în următorii ani. Pentru că nu mai sunt multe zile până când documentația care va sta la baza acestei autostrăzi la 13 Bacău-Brașov va avea câștigător, documentația de SF și PTH, licitație lansată încă din vremea guvernării PSD, va avea un câștigător. Ei, dacă acel câștigător își face treaba, peste 2 ani, Guvernul României poate să treacă la finanțarea și la licitația și pentru execuția acestui obiectiv. Sigur că am sentimentul a ceea ce spun aici, am dimensiunea, nu vreau să plictisesc pe nimeni, nu vreau să vând iluzii, dar trebuie să vorbim de proiecte, pentru că, vedeți, degeaba toți primarii și de pe zona de și pe de zona de vest atrag proiecte, fac tot ceea ce, sigur, vor să atragă alimentări cu apă, canalizare, gaze naturale, evident, dar vedeți că toată dezvoltarea acestei regiuni stă în acest obiectiv, depinde în mod fundamental de un obiectiv ca autostradă. Bacăul are municipiul Bacău, județul Bacău și Prăjeștiul nu este departe, este la 20 metri în municipiul Bacău. Municipiul Bacău are un aeroport și probabil că mai mergeți la cei care au plecat afară sau îi vin de sărbători aici. E un aeroport de ținută europeană la care anul acesta se va finaliza și pista. Centura ocolitoare se va face. E clar că se termine chiar anul acesta dacă va fi finanțare. Atunci nu ne rămâne decât să ne batem cu toții, nu numai niște oameni, nu numai o organizație politică, ci cu toții să ne batem pentru acest obiectiv fundamental pentru dezvoltarea județului Bacău și a regiunii Moldovei, dar pentru care până acum doar Bacăul a făcut, celelalte județe, nici Vazuiu, nici Botoșaniu, nici Iașu, nici Neamțu, nici Suceava, nu vorbesc, evit acest subiect, tot dau cu autostrada Unirii Iași-Lugumări sau mai nou a apărut autostrada Nordului, în proiectul cel în obiectivele celor de la Suceava, cu alte cuvinte, Suceava s-a cam desprins de Iași pe Mureș, începe să promoveze autostrada Nordului, Suceava, nu știu care. De fapt, el nu are niciun document la bază, nu are nimic, e doar și pur și simplu desenul cuiva pe hârtie. Noi am ajuns, noi am luat-o, am aici parlamentar, domnul Nelu Floreu, eram și eu senator, dânsul era deputat, când am discutat cu Guvernul României în 2019 și cu președintele partidului la acel moment, pentru noi, parlamentarii de Bacău, nu avem decât un singur amendament. Că erau un noian de amendamente, fiecare, un podeț. Doamna de la PNL, prin instituția prefectului, să finanțeze instituția prefectului, ziua instituției prefectului, noi, parlamentarii de Bacău, PSD, am avut un singur amendament. Vrem garanții că Ministerul Transportului va scoate la licitație această documentație SF-PTH pentru autostrada 13 Bacău-Brașov. Dacă nu avem garanții, depunem amendament. Așa a fost discuția domnului, așa. În luna mai a venit anunțul, s-a urcat pe SEAP, pe platforma de licitații, anunțul pentru acest lucru. Sigur că puțină lume ne credea, toată lumea o punea pe seama campaniei europarlamentare, ne-am asumat și atunci și atunci, lume, dacă e timpul campaniei europarlamentare, atunci să se dea anunțul. Dar o să aștept acum să treacă campania și să inaugurăm un pot sau inaugurăm un drum sau să dăm drumul la un anunț. De ce să pierdem zile? Și așa sunt puțin. Și așteptăm deznodământul final sau în luna iulie s-au depus 3 oferte. Așteptăm deznodământul final, anunțarea unui câștigător cât mai rapid, astfel încât să se treacă la treabă și să se facă documentația tehnică pentru autostrada 13 Bacău-Brașov. Eu cred că toată ființa în acest proiect și de aceea voi încerca, colegii mei sunt convinși, cine nu sunt convinși vor fi convinși în următoarea perioadă. Nu va exista candidat din partea Partidului Social Democrat la o funcție în județul Bacău, care să nu susțină acest proiect așa cum trebuie, cu detalii, cu semnături, cu tot ce trebuie. Să vorbească despre acest proiect, pentru că e important și alimentare cu apă și canalizare, și modernizarea de școli, și modernizarea dispensare, spitale, sănătate importantă, gaze naturale, totul este important, dar de această autostradă depinde. Și noi ne-am asumat acest proiect în urmă 4-5 ani și în acest an îl vom asuma de o manieră mult, mult, mult mai radicală și mai dură, cu toate riscurile, că siguranță vom avea și multe pierderi și mulți dușmani pe acest traseu, dar eu îmi doresc ca, măcar în interiorul județului Bacău, să nu existe altfel de opinii. Sigur că și până acum am auzit oameni care susțin autostrada Bacău-Brașov, le susțin pe toate trei, numai să se facă.
genul ăsta de discurs pe mine nu mă încântă și este o ipocrizie pură. Nu, noi, de fapt, noutatea în acest demers este că dorim susținerea exclusivă a acestui proiect. E complicat, nu e o misiune simplă, mai ales că știu bine în ce județ activez, în ce atmosferă politică este în acest județ. Și sigur că pe pata, pe obrazul județului Bacău, va rămâne mult timp ca o pată, ca o rușine faptul că politicienii bacăuani au semnat că atunci când județul Bacău a avut un ministru al transportului în persoana lui Lucian Șova, politicienii Bacău, parlamentari de la PNL, Lungu și Pală, să semneze moțiune ca ministrul transportului Bacău să fie demis. Ei nici nu știau de ce. Dar au semnat și ei acolo. Deci, un ministru din Bacău, prima dată ministrul transportului din Bacău, cei de la PNL au semnat să fie dat jos. Chiar dacă a semnat contractul cu legătura, chiar dacă a sprijinit aeroportul, chiar dacă s-au asfaltat toate drumurile naționale din județul Bacău în mandatul dânsului, inclusiv acest Bacău-Vaslui, pentru ei n-a contat, răutatea a fost mai importantă și știu foarte bine care este atmosfera politică în județul Bacău, dar eu nu voi prepeți să spun așa niciun efort, astfel încât să spun lucrurile pe nume, oricât ar fi de festiv momentul la care particip. Că e campanie electorală, că e semnare de contract pe un drum județean, eu nu voi face rabat de la spune lucruri adevărate, palpabile, care pot fi verificate. Reprezentanții mass media sunt aici, m-au auzit, dacă undeva mi-a sărit lanțul, ca să spun așa, sau am exagerat, pot fi ușor taxat, că știu ce înseamnă să vorbești la microfon și să ai și camerele pe tine. Nimic din ce am spus aici nu este exagerat sau nu este adevărat. Astea sunt realitățile la oameni buni. Mă bucur, încă o dată vă felicit că ați fost inspirați în 2016 și ați susținut un om destoinic. Sunt convins că asta se va întâmpla și în 2020. Mă bucur că în sfârșit poate pe chipul lui Eugen Dumea apare zâmbetul. Primarul de la Damian este mai optimist, așa, mai novalnic de felul lui. Eugen e mai liniștit, mai calm. Mai pesimist de felul lui. Nu am avut foarte multe ocazii să-i combat pesimismul, dar ceea ce am vorbit întotdeauna noi aici, în această formație, s-a îndeplinit. Domnul Floroiu este câinele de pază al realizării tot ceea ce am promis în 2016. Și iată că faptul că aici vor începe lucrările chiar este o veste bună și am ținut mult să particip la acest moment. Îi mulțumesc și președintelui CJ pentru că a pregătit acest format. Mulțumesc mass media pentru prezență. Felicit echipa de la Consiliul Județean. Felicit anticipat constructorul. Nu știu care este termenul de execuție. Nu știu. 24 de luni. Cu siguranță va fi mai repede, dar nu știu. Asta este. Mă bucur că ne-am achitat și de această misiune. Aici nu vor exista emoții că acest proiect nu se va finaliza. Vă mulțumesc pentru atenție și predau microfonul mai departe. Nu știu, domnul Floroiu, domnul Brașcan, nu știu care este sujetul. Sper că n-am plictisit pe nimeni. Da. Dacă mass media are întrebări, poate noi am omis ceva sau am exagerat undeva sau am greșit. Cea mai mare plăcere este o atitudine. Vă mulțumesc. Domnule președinte, mă bucur că sunt contemporan cu dumneavoastră și am reușit să pun în mișcare acest proiect fabulos pentru această zonă, spun istoric, proiect istoric pentru această zonă. Da, de altfel, cred că se încronează o salvă de proiecte în zona Vremienești, Negre, Traian. Și când spun o salvă de proiecte, spun că alături de mine, Damian Jicu a reușit să atragă în comuna Crăjești, așa cum spunea și președintele Benea, peste 5 milioane de euro, care se raportează la următoarele investiții: apă, canalizare, modernizare, școală generală, modernizare, grădiniță, modernizare, dispensar, dacă știu, apă, canalizare, am spus. Peste toate aceste investiții importante pentru creșterea vieții și calității vieții dumneavoastră, vine acest drum județean, care așa cum s-a spus aici, a fost modernizat de peste 50 de ani de zile. Eu sunt sigur că această investiție va avea un impact deosebit și asupra
copiilor dumneavoastră din zonă, asupra celor care sunt plecați în străinătate și sunt sigur că vin și se retrag și se întorc cu speranța unei vieți mai bune, unui trai mai bun la dumneavoastră aici, la Prăjești, la Negri și la Traian. Îl felicit pe Sorin Brașoreanu, felicit echipa de la Consiliul Județean care a reușit să ducă la bun sfârșit acest proiect atât de complicat, când spun complicat, a arătat domnul președintele, ci atât de complicat pentru că a fost acel tip de putere la Piatra Neamț și au avut probleme deosebite în ceea ce înseamnă coroborarea tuturor faptelor, a termenelor de execuție, a medierii în sensul alocării sumelor și kilometrelor de drum între județul Neamț și Bacău. Au fost discuții peste discuții și într-un final s-a ajuns la un consens și iată că noi am reușit ca pe județul Bacău să avem trei rozoane de drum de 94 de kilometri, 96 de kilometri și pe județul Neamț 70 de kilometri. Astfel încât de la podul Turcului și până la Piatra Neamț nu mai intrăm în municipiul Bacău, nu mai trebuie 85, scurtăm timp, scurtăm, nu mai suntem nervoși, suntem mai calmi, ajungem acolo în zona turistică a Neamțului atât de repede și într-un mod foarte plăcut. E menționat că proiectul nu putea fi depus decât în asociere. În asociere. Exclus, de asta am și stat atâția ani, pentru că acest proiect este interjudețean, transnațional și nu putea fi depus decât împreună cu județul Neamț. Doar licitațiile s-au făcut în mod separat, dar în rest toate procedurile și acțiunile au trebuit să fie coroborate. Îi doresc succes constructorului și așa cum îi spuneam și ieri lui Damian și lui Eugen și celor de la Dămienești, am și aici consilierii locali de la Dămienești, le spuneam că sunteți norocoși pentru că a fost câștigată această licitație, această procedură de un constructor foarte serios, care a demonstrat de-a lungul timpului în județul Bacău că s-a ținut de toate lucrările, le-a făcut de calitate și n-a lăsat în urmă nimic de care să fie reușit. Succes celor de la Conextrus, succes autorității județene să țină din scurt implementarea și să asigure finanțarea. Succes tuturor care sunteți în sală, vă doresc o frumoasă plăcută. Mulțumesc! Se pune, erau acum niște tabele pentru semnături pentru dosarul 13 Bacău Brașov, dar eu sper și instituțiilor publice, nu numai partidul politic, să le intre în sânge acest proiect încet, încet și susținerea lui exclusivă, dar oricum, dacă e cineva care, și nu cred că e cineva care nu are Facebook aici, poate reușiți să intrați pe platforma online susțin la 13 și să, dacă ne dorim această autostradă, să o susținem la modul practic, dacă nu, sunt convins că domnul primar ne va susține cu semnăturile respective în perioada următoare, erau buni astăzi, știi? Pentru că eu cred că tot Băcăuanul, toți băcăuanii rezonează cu acest proiect și dacă punem tot numărul, fiecare în dreptul lui și în dreptul noastră nu este decât o semnătură, cred că într-o bună zi unii dintre noi vom ajunge să mergem pe această autostradă. Domnul președinte Brașovean. Mulțumesc, domnule președinte, domnule deputat, domnilor primari, domnilor consilieri locali, onorat auditoriu. O zi importantă, un moment mult așteptat de locuitorii din această zonă, din aceste localități. Acest contract sau acest moment în care să mai facem un pas important spre executarea acestei investiții, atât de mult așteptată de locuitorii în această zonă. Atât domnul Dragoș Benea, eurodeputat în Parlamentul European, cât și domnul deputat Floroiu, cât și noi toți suntem conștienți că conectivitatea este cheia dezvoltării județului, a dezvoltării unui regiuni. De aceea, în ultimii 3-4 ani de zile, dacă să vă uitați în execuția bugetului Consiliului Județean și a întregului județ comunității locale, să vedeți că peste 55% din ceea ce s-a cheltuit reprezintă investiții în infrastructura aeroportuară și rutieră, ceea ce este important, iar discrepanța
vorbea domnul primar aici de o zonă mai puțin privilegiată. Discrepanța dintre est și vest o putem reduce prin investiții. Și acesta este și motorul, și am avut această onoare de a mă implica direct, preluând eu cu domnul vicepreședinte Pravăț, de la domnul Benea, fost președinte a Consiliului Județean, echipă cu domnul deputat Floroiu, vicepreședinte a Consiliului Județean, acest proiect generos, ambițios, dar care trebuia foarte bine corelat cu județul Neamț și cu cerințele ghidului din programul Operațional Național, pentru că vorbim de fonduri europene. Peste 41 de milioane de euro care semnat în noiembrie 2017 a fost câștigat, a fost finanțat prin programul Operațional Național și noi atunci am semnat acest contract pentru acest proiect ambițios, drumul interjudețean Bacău-Neamț pe o lungime de 165-166 de kilometri, din care 95 în județul Bacău, pe toată zona de est. Conectivitatea, domnul deputat a spus foarte bine, nu mai trebuie să intrăm în Bacău, imediat ajungem cât de aici, ajungem foarte ușor la Horia, la Horia, județul Neamț, de acolo Piatra Neamț, de la Horia foarte ușor putem duce spre Suceava, spre Iași, sau spre Neamț, cum foarte bine am spus, aici, spre zona turistică, dar să facem și zona noastră mult mai atractivă pentru cei care doresc să investească în zona asta. Prima condiție este, sunt drumuri bune, putem, avem conectivitate la asta, dacă nu avem conectivitate, să mai gândesc cei care, sau să gândesc cei care trebuie să vină acasă. Așadar, un motiv în plus care vin să completeze această importantă investiție din cele 15 obiective pe care le are domnul primar Jicu, prinse în bugetul pe anul acesta și cele două finalizate. Unul prin bugetul propriu și celălalt prin fonduri atrase. Ceea ce este cel mai important este să atragi bani, să-i aduce aici în comunitate. Nu neapărat doar prin bugetul tău, bugetul și al județului, și asta este foarte puțin. Din 606 milioane de lei, vă dau un exemplu, ieri am aprobat bugetul în Consiliul Județean, doar 202 sunt venituri proprii. Restul până la 606 sunt investiții prin fonduri atrase, guvernamentale, fonduri europene, la fel aici, în comunitatea din Prăjești și de la Negri, s-au luptat pentru 15 obiective de investiții cu fonduri guvernamentale, de la CNI, de la Programul Național de Dezvoltare Locală, pe AFIR, pe fonduri europene. Asta înseamnă un gospodar bun, un manager bun. Pe ecran aveți slide-urile cu toate aceste trei loturi, așa a cerut, asta a fost cerința finanțatorului. Nu puteam să scoatem tot drumul la licitație decât să-l lotizăm. Și au fost trei loturi. Au fost scos în 2017, noiembrie am semnat, în ianuarie 2018 vreau să vă spun că am tratat cu toată seriozitatea și toată responsabilitatea. Și de atunci până acum, deci nu este săptămână, eu sau domnul vice sau, eu știu, domnul deputat Florescu, nu primim mesaje sau telefoane. Când vă apucați de formula? Când faceți ceva? Când ne dați o veste bună? Și tot le spun ca voastră, e în procedură. Mai în etapele respective trebuie să respectăm legislația, trebuie să respectăm tot ceea ce ne cere ghidul de finanțare. În 2018 a fost lansat anunțul de participare la licitație, iar în ianuarie 2019, lotul acesta a trebuit să fie anulat din procedură și a trebuit să reluăm această licea din probleme tehnice, nu, care depindeau de noi. Și cele două sunt acum în avizare. Proiectul este finalizat pe unul din loturi, cel care duce la izvorul Berheciului, la podul turcului Vrancea, și celălalt proiect este la avizare și urmează să obținem avizele și sperăm în scurt timp să dăm și ordinul de începere.
5 oferte au fost depuse pentru 5 oferte, 5 ofertanți, 5 care au dorit și au participat la această licitație. Comisia de evaluare a trebuit să evalueze ofertele celor 5 asocieri, au fost asocieri. Câștigătorul, așa cum a fost aici prezent, Conex Trust, din experiența pe care o am până aici, unul din antreprenorii foarte serioși și care are capacitatea de a face treabă bună și mă bucur că acest lucru s-a întâmplat și cu siguranță se va reduce timpul de la 24 de luni cât este în asta. Tot acest drum trece prin 21 de localități. Vreau că 21 prin 11 comune, 28 de localități din sat. 48.000 de locuitori care au domiciliu pe acest, la care se adaugă rudele, cei care vizitează. Deci eu cred că această investiție, în momentul în care o punem în valoare, este un motiv în plus de a face această zonă mai atractivă și vă asigurăm din toată seriozitatea și din toată priceperea noastră și experiența care am acumulat-o până acum, ca să ducem la bun sfârșit acest obiectiv, să-l vedem realizat, să putem merge pe asfalt în condiții nu bune, foarte bune. Vă mulțumesc și mă succes! Vreau să ceva de bucătate ai venit ceva spune, dacă n-ai nimic, spune iar, de când va fi gata acest drum, tronsonul acesta de 71 pe Neamț cu 22 aici, deci 93, să aveți grijă totuși și la bicicliști. Veți vedea că va fi mai, tot mai prezentă această specie de bicicliști pe acest drum. Cu siguranță va atrage acești iubitori ai sportului pe două roți și va spori atractivitatea turistică a acestei zone. Să circulăm cu viteze care să nu le pună în pericol integritatea. Uite că am ajuns și ziua aceasta să vă rugăm să mergeți cu viteză mai mică pe un drum județean. E adevărat, peste un an. Până acum n-ați putut dezvolta viteze pe acest drum județean pentru că așa au fost bugetele, așa au fost vremurile. Și iată cât de importante sunt fondurile europene care vin totuși destul de greu. Vedeți, șase-șapte ani se întinde derularea, stă mai mult în licitație și în pregătirea documentației decât în execuția în sine. Am mai văzut acest lucru și la centură și la aeroport, mai mult în contestații și în achiziție decât execuția în sine. Asta este sfânta birocrație și legislația, dar ea trebuie respectată cu strictețe, mai ales atunci când vorbim de fonduri europene. Domnule președinte, v-aș dori să mai fac o precizare. Dacă astăzi semnăm contractul aici la Prăjești, aș vrea să vă invit și la recepție, să o facem tot aici la Prăjești, adică tot aici sunt beneficiarii direct ai acestui proiect. Vă mulțumesc! Domnule, eu cred că o să veniți la Negri la recepție. Gata, am fost la exact, așa rămâne. Asta presupune și următorii 4 ani. Nu prea știu, eu cunosc un primarul județul Bacău, a fost coleg de-al nostru, care a crezut că dacă au făcut tot prin comuna aia, e suficient să și câștige alegeri. Și l-a pierdut cu brio în 2020. De fapt, vreo 2. În cazul, eu doar atrag atenția că omul trebuie vorbit și trebuie permanent comunicat. Nu. La președinte popcorn o să mâncăm după alegeri. Exact. Întrebări din partea mass media, poate mai răspundem și... Sau din partea asistenței. Aici sunt oameni care au fost consilieri locali. Sunt consilieri locali. Consilieri locali. Și de la alte partide. De la alte partide, dacă sunt întrebări, dacă am greșit undeva, dacă am omis ceva. Dacă nu sunt mulțumiți de investițiile din Prăjești, să ne spună de ce nu sunt mulțumiți. Și ce trebuia să mai facem? Cum compară perioada 2004-2012, deci 8 ani ai fostului primar cu cei 3 ai domnului, 4 aproape ai domnului... Cam ce note am dat? Cam ce note am dat lui Adica după vreo 12 ani? Domnul președinte, eu aș dori să vă întreb ceva. Vă rog. Sunt de la Negri, consilier local.
aș dori ca la proiectul ăsta să știm și noi consilierii. Da. Referitor la grup. Da. Se lățește. Cum o să arată? Detalii tehnici. Detalii tehnici. Măcar trebuie să știi populația. Doamne, cum mai lărgești, o să intri, eu știu, mai mult în... Eu sunt convins că CJ-ul ar fi trebuit să aibă materiale de informare. Nu? Așa presupune un proiect european, nu? Da. Sunt aici, aveți aici. Noi avem un proiect. Faceți un rezumat. Deci partea carosabilă o să rămână de 6 metri jumătate. Cum este acum? Nu, acum este de 6 metri. Nu o să rămână, o să devină. O să fie tot 6 metri carosabilă, dar cu două benzi de încadrare. Șanțuri? 0,25 și 0,25. Șanțuri, acostament 0,70. Intrările din exterior sau, nu știu, din sală, spre... Da, și drumurile laterale sunt prinse, dar foarte puțin. O să încercăm să le facem un proiect... Podeți. Da, și în termen finanțare trebuie să... Păi nu se intră foarte mult, e limpede. Deci noi suntem proprietari pe drumurile laterale și n-am... Nu, n-ai cum să intre. Se intre foarte puțin. 20-25. Nu vă așteptați să treacă mai mult de aici. 25 de metri. Poate fi populația din timp. Nu vă dăm toate... Încep să spun. Dumneavoastră vă interesează și dacă drumul dumneavoastră până la primărie care aparține de Măsărul Județean intră în proiectul ăsta, să înțeleg asta. Nu, n-are legătură cu proiectul ăsta, dar ceea ce ține de drumul până la primărie poate fi făcut din fonduri locale ale Consiliului Județean. Nu-i problemă. Care-i Consiliul Județean? Consiliul Județean are Consiliul Județean din drumul județean din drumul la Dăminești. Face dreapta până la primărie, nu? Da. Corect, da. Domnul Egarnet? Da. Da? Să fie Consiliul Județean. Ăla poate fi modernizat și atunci adus la același standard ca celălalt din fonduri proprii. Asta vreau să vă spun, ca să vă liniștesc. Da. Să liniștesc că publicul din Dumnezeu. Toți consilierii și de la Dăminești și de la Libri sau de la Prejești trebuie să știi detaliile astea tehnice, pentru că sunt foarte importante. O să facem. Domnul consilier, știți câte zile au trecut de când s-a finalizat procedura? Știu. Câte zile? Păi, dacă știți câte zile? Păi, vă spun eu, ieri. Ieri. Da, nu știam. Nu, atenție. Eram gata să fiu oarecum supărat că nu sunt materiale de informare. Deci, știați de ieri. Deci n-am ratat nici 24 de ore ca să înceapă treaba. Pentru că de acum constructorul încep să-i curgă termenele. Deci dacă mai stăteam după tipărit materiale, după promovare, proiect, după asta pierdeam timp. Și uite că iarna e ca vara, văd că totuși. Și timpul permite și n-am vrut să ratăm nicio zi ca să dăm T0 și să înceapă să curgă, am întors crepsidra, practic. Deci vor veni, oricum proiectele europene au o parte de informare care trebuie judicios acoperită și prin intermediul mass media și cu pliante care vor fi distribuite la consilieri și la cetățeni. Există această componentă cu siguranță de promovare a proiectelor pe fonduri europene. Domnul consilier, uitați astăzi de aici, dăm o sarcină de serviciu la un coleg de-al dumneavoastră, domnul viceprimar Patrick. Se duce la direcția, la serviciul de drumul județenii, iar legătura cu domnul Igarnet, să folosească, să editeze niște flyere cu privire la partea tehnică, cu dumneavoastră sunteți în statul ăsta de aici, de jos, și sunteți și viceprimar. Și vă rog să vă informați cu cetățenii dumneavoastră asupra acestei investiții. Cei mai interesați sunt cei care sunt de o parte și de alta drumului care e modernizat. Nu aia de sus din Negri și de la... Da? Corect? Deci sarcină de serviciu, da? Bine. Da, și vedem și tabele pentru autostrada 13. Sunteți de acord cu ea? Da, pare, bravo. Și care? Încep, eu fac naveta, fund în zona aia. Unde? Spre Brașov, spre... foarte greu. E sigur, dacă ai prins un tir pe oi, tu stai 2 ore. Da, stai... Dacă mai ieși înapoi tirul ăla, te duci la cerul. Da, domnule, sunt de acord, dacă nu putem să strângem... Nu, dumneavoastră n-aveți ce face decât să susțineți demersul ăsta. Cei care trebuie să facă treaba asta sunt politicieni, de aia ocupă funcții. Noi aici asta vreau să rețină toată lumea, că unii o să o pună pe seama campaniei. Evident, poate să o pună, treaba lor în ce o să o pună. Dumneavoastră nu ne puteți susține decât
cu o semnătură. Restul e treaba noastră, pentru că noi va trebui să punem acea presiune legitimă pe guvernul, indiferent care va fi, să financeze această autostradă, pentru că este, și am argumentat, deci, cea mai ieftină, cea mai prietenoasă cu mediul, cea mai ușor de executat. Și poate unii două, pentru că eu nu vă cer dumneavoastră, Doamne ferește, să puneți autostrada A13 în fața alimentării cu gaze sau alimentării cu apă sau canalizare. Sau în fața educației copilului sau în fața sănătății familiei. N-am pretenția asta. Dar am cunoștința și informații că toate acestea, într-un fel sau altul, s-au rezolvat sau sunt în curs de rezolvare. Am teama și spaima că Moldova nu va fi niciodată unită de Transilvania dacă nu ne mișcăm repede și nu vom fi uniți. În Moldova, unirea e mai complicat. M-am lămurit. Dar măcar noi, Băcăuani, între noi, să susținem doar acest proiect. Nu 7 proiecte și niciunul. Da, mulțumesc. Asta e. O să primească domnii primari, consilieri, flyere pe, cu etapele și tipurile de lucrări care sunt executate. Pentru că aici, în cazul ăsta, să fie informat. Nu atât durează 3 luni, durează proiectarea. După care execuția. Execuția ce înseamnă ce tipuri de lucrări. Și o să distribuim aceste flyere prin consilierul local către toți cetățenii. Atât. Mai pe gura asfaltic sau o să facă șanțurile? Să bate, că multe... Lucrările sunt mult mai complexe, nu le-am luat. Lucrările sunt mult mai complexe, nu le-am luat. Nu puteți să vă puteți explica pe doar proiectul ăsta, domnule. Șanțuri, tot, ce trebuie? Să ne copertează asfaltul există, să mai pun niște straturi și două straturi de asfalt. Deci Moineștiul, care l-o... Nu va vă Moineștiul, făcut doar un luat cu constructorul banii și asfalt, să șanțurile spline cu pământ. Apa, stați o luați pe drum? Da. Unde să faceți șanțuri? Șanțuri, șanțuri. Cele trei șanțuri, să modernizează, să reabilitează, potenții, o să fie potenții noi, trebuie să facem tot. Da, dar dumneavoastră vorbiți cu oamenii, de parcă oamenii ar trebui să știe treburile astea. Adică aveți senzația că dumneavoastră știți, știu și oamenii. Păi, explicați-le acum în românești. Da, domnule, luăm apa de pe drum. Trântim două straturi de asfalt. O să fie două straturi de asfalt noi, plus straturile de piatră spartă și balată. Sunt bune să toți să fac șanturi noi, toate potențele se reabilitează. Aici, aici în sate, la familie, unde e de la asfalt, să facă... Domnule, vă citesc din contractul de executare. Executare de lucrări de reprofilare, consolidare, amenajare de șanțuri. Pereate, rigoli, construirea la 134 de podeții, eu vorbesc doar pe ăsta 22 de kilometri, 14 poduri, turnare de covor asfaltic, amenajare de acostamente și benzi de încadrare. Da? Deci astea sunt lucrările principale. Adică nu doar un strat de asfalt. Și aproape 60% din totalul drumului județean trece prin intravilanul localităților. Da? Deci nu doar să toarnă un covor asfaltic și aia e întreținere. Aia e întreținere. Noi vorbim de investiții. Noi tot am făcut întreținere anii ăștia, dar cu dorința de a economisi, pentru că știam că într-o bună zi vom ajunge la momentul acesta. Și nu pot justifica, deci am făcut la limită, credeți-ne că, într-adevăr, și anul trecut și acum 2 ani, știind că este în derulare acest proiect de finanțare, nu prea ai voie, nu-ți permite să faci decât minimul lucrărilor de întreținere, ce asta am și făcut, să vede drumul cum arată, nu? Asfaltul existent a fost 6 cm în anii 70, două staturi de trei, acum avea cel puțin 10. Vreau să-i pun și eu întrebare, domnului primar. Sunteți mulțumit de investițiile care s-au făcut de-a lungul timpului, poate nu doar în mandatul dumneavoastră. Dacă s-a discutat despre alimentarea cu apă, canalizare, eu știu, locuri de muncă, gaze... Păi, tocmai în mandatele anterioare nu prea s-a făcut nimic. Deci, de la Revoluție și până astăzi, n-am avut un metru de asfalt. S-a făcut doar o mică alimentare cu apă pe jumătate din suprafața comunei. Acum, în momentul de față, suntem într-un proiect de extindere și modernizare a rețelei de apă, deci și extindere și modernizare a rețelei de apă. Avem în
un proiect care este pe fonduri de la CNI de 3,7 km de asfalt, reabilităm școală, reabilităm grădiniță, reabilităm dispensar medical, mă repet, cu apa, sunt lucrări care sunt și în canalizare, că nu era apa avea, dar canalizarea era. Canalizarea am finalizat. Primar, spuneți așa, domnului. Deci, comuna aceasta s-a înființat în 2005? 2005, da. Ea a stat în loc până în 2016. A stat în loc. 2005, avea, în momentul de față... Deci nu, avea sediu primăriei, deci Prăjești să luase la concurs cu Parisul. Da. Avea în sediu primăriei, ca după modelul Luhru. Fără a rezolva problemele care spuneați dumneavoastră. De abia din 2016 la Prăjești a început să... Să se miște lucruri. Să facă treabă serioasă. Da, avem în prezent 9 proiecte. Hai să nu spun 9, să spun doar 7, pentru că 2 le-am finalizat. Dar pe mandatul meu au fost 9 proiecte de investiții, din care 2 le-am finalizat. Rețeau de canalizare și stație de epurare și această clădire care este construită de noi din fonduri proprii. Asta denotă bună aceste noi a banului public și cred că e suficient de cochetă această clădire. Avem în lucru pe programul național de dezvoltare locală 5 proiecte. Îmi permiteți să le repet, este vorba de modernizarea și reabilitarea din punct de vedere a școlii generale din localitate. Se lucrează, în prezent lucrarea este executată în proporție de 50%. Se lucrează la refacerea, la reabilitarea dispensarului medical, o lucrare care este realizată în acest moment circa 80%. Tot circa 70% este extinderea și modernizarea rețelei de apă. Așteptăm, avem toate vizele necesare emise, chiar și autorizațiile de construire la un pod, dar pentru că procedurile de achiziție publică au fost finalizate în finalul lunii septembrie, n-am riscat să începem lucrările și le vom începe, așa cum ne-a asigurat constructorul, începând cu 1 martie. Suntem în procedură de achiziție publică a treia oară la o lucrare de reabilitare la grădiniță. Avem 2 proiecte pe AFIR. Unul așteptăm la fel ca timpul să permită să intrăm în lucru cu un sistem de iluminat public pe panouri fotovoltaice. Un proiect pe fonduri europene, repet, doar de 50.000 de euro. Mai avem un proiect la care mâine solicităm ultimul aviz de la AFIR. Da, lucrăm în continuare, să știți, grădina botanică, da, să știți că lucrăm în continuare, nu stăm cu mâinile crucișate, nu ne mulțumește doar ceea ce am obținut în acest moment, mă zbat și îmi doresc și de aia am amintit, domnule președinte, ne-am dorit din tot sufletul alimentare cu gaz. Repet, această parte de nord-est a județului Bacău, partea stângă, mai bine zis, a județului Bacău, a fost neglijată din acest punct de vedere și suntem invidioși pe cei din Ardeal, unde au gaz aproape în fiecare comună, au lămpi de iluminat public la fiecare stâlp și nu ca la noi în Moldova, din sărăcie. Ne dorim multe, dar pentru asta noi, cei care suntem în fruntea administrației publice locale, trebuie să luptăm și să ne zbatem, dar nu o să reușim niciodată doar noi, cei din conducere, să facem acest lucru fără sprijinul cetățenilor și fără sprijinul administrației de la nivel mai nou. Haideți să mai destindem puțin atmosfera, să vă spun o, domnul Pop, vă spun o, cred că și pe noastră să vă fac să zâmbiți. În 2012, eram aici cu domnul Damian Jicu în campanie, vara era luna mai, iunie, era o căldură de... și tricou era prea mult. Primarul în funcție, de la momentul respectiv, ne-a ieșit cu capra în drum. Ca să înțelegeți unde era nivelul administrației. Cu capra aia, care o știm din decembrie. Care o știm din decembrie. Cu capra. Și asta era campania de electorală a primarului Antica. Eram împreună, da. Da. Era cu capra. Așa a înțeles el să răspundă. Noi mergeam, stăteam de vorbă cu oamenii, probabil sunt oameni cu care ne-am întâlnit atunci. Luna mai. Asta e adevăr, e realitate. Asta era nivelul administrației la Prăjești. Asta era nivelul. Și acum în 4 ani s-a făcut, când s-a făcut din 2015 până în 2016. Și în 30 ani. Și în intervalul 2012-2016. Iarăși se răsturnase pe aici. Da. Asta e viața. Poftim? Confirmă cineva aici. Da? E adevărat? E adevărat, da? Nu? Mi pare rău că n-am avut. Iar în 2012-2016 se făcea o politică la Prăjești de... Deci eu vă spun, eram groghi după o discuție, groghi, la propriu.
se chinuia domnul Burgă, ce tocmai ajunsese primar cu sprijinul Damian, se chinuia să nu susțină viceprimar. Tot plimba voturile prin consiliul local, și amintesc consilierii locali ce făcea domnul Burgă atunci, ce politică mare făcea, în loc să dea drumul la comunitate, că să dea comunitatea în loc. Blocată, da. Ținea comunitatea blocată. Majorități din alea, acum fac chiar fac o pasă. Și aici s-a scris puțin, se scriau legile într-un fel aparte la Prăjești, intervalul 2013-2013, așa cum se încearcă acum la primăria Bacău. Că eu am constatat că la primăria Bacău 10 nu e mai mare decât 9 și 10 nu e o majoritate calificată. Și eu le trag atenția celor doi juriști de renume mondial, Popovici și Necula, să nu cumva să încerce să pună sub semnul întrebării ceea ce au făcut consilierii locali PSD ieri, de reorganizare, proiectul de hotărâre de Consiliul Local de reorganizare a poliției locale și să încerce să o ducă în zona, că domne, trebuiau două treimi. Că nu e vorba niciun patrimoniu, nu e vorba de nimic acolo. E reorganizarea unei instituții care a fost înființată tot cu jumătate plus 1 și poate fi reorganizată tot cu jumătate plus 1. Și dacă liberalii sunt caragioși în a nu aproba un proiect de succes cum a fost și este cel al primarului de la Oradea, Bolojan, în ceea ce privește poliția locală, e treaba lor să fie caragioși. Noi, socialdemocrații, ne-am asumat un proiect, l-am dus până la capăt, au fost 10 voturi, 10 e mai mare ca 9, iar secretarul UAT Bacău, dacă are o opinie, să o pună apăsat pe hârtie și să semneze pentru acest lucru și nu întâmplător spun fac aceste afirmații pentru că e mass media Bacău aici. Dar și la Bacău, în Bacău anului 2020, încearcă să se rescrie legea, să se rescrie codul administrativ, așa cum încerca primarul Burgă în 2012 la Prăjești, sau cum încerca Antica în 2005, 2006 sau 2010, când venea și punea părticele pe la Consiliul Județean. Poate oamenii își mai amintesc. Venea și punea părticele pe 2012, el și cu alt primar celebru, doamna de la Podul Turgului. În fine, poate mă năpădesc prea mult amintirile, dar oricum, e bine să se respecte legea inclusiv la primăria Bacău. Doamne președinte, să nu uităm că în 2012 se investea la Prăjești în Ciupa Ciupa, Tutti Fresh, Puculeț, vă amintiți? Ba da. Și ne-am judecat. Da. Pesel grosul. Da. Ce? În 2012? În 2012, 2013. Avea nevoie primăria Prăjești de protocol pentru oasteți. Puculeț. Cum asta este? Domnul Răceveanu, ați spus că au fost 5 oferte depuse asocieri de firme. Da, asocieri de firme. Dintre ele au fost și firme din afara județului. Și vă spun și de ce vă întreb asta, pentru că sunt încântat să știu că e firma din Bacău și banii rămân aici. Și nu se mai fac cu firme din alte județe, nu ca așa avea ceva împotriva lor. Dar toți de la masa asta ne-am fi dorit și ne-am și exprimat. Numai că, uite, majoritatea undeva cam sunt firme băcăoane. Chiar dacă sunt asocieri, sunt firme băcăoane. Aici câștigător, nu știu acum celelalte patru, ne poate spune... De la Neamț au fost două. Da, din Bacău și Neamț. Doar să ne exprimăm satisfacția, în rest nu e regulă. Doar discuția nu e regulă, pentru că nu s-a răsturnat la Bacău. Trebuie să respectăm legea. Trebuie să respectăm legea, procedurile. Putea veni foarte... Și când prindeți politicieni, că o să-i vedeți în perioada următoare, când mai prindeți politicieni, că spun... Că am văzut mulți politicieni de-a lungul timpului care spuneau, domne, să lucreze firme din Bacău. Foarte bine, ești parlamentar. Amendează legea, dacă poți. Amendează legea, modifică legea, nu da lecții pe pixul altuia. Eu am trăit asta și cu domnul Berca, cel care era șeful domnului Antica, și cu domnul Stavarache, și cu domnul Necula, toți. Domnule, firme din Bacău, ok, firme din Bacău, dar amendați legea. Domnul Paller, amendați legea dacă sunteți în Parlament și punctați, că e firma din județ, dați-i 5 puncte dacă lucrați în interiorul județului. Dar nu mai vă exprimați această dorință în mod ipocrit pe pixul altuia. Și repet, discuția nu este în regulă. E o bucurie, e o satisfacție și atât. Am văzut și să știți că sunt și firme din Bacău care nu-și duc lucrările la capăt. Au fost și mai sunt. Așa. Dar sunt și firme din afara județului care își fac treaba. Uite, am constatat cu plăcere că totuși firma din Botoșan care lucrează la Spitalul Județean de Urgență, la corpul vechi, reabilitarea corpului vechi, firma din Botoșan a demarat mai greu, dar își face treaba. Înțeleg că își face treaba, sper să-i țină. Da. Ce să... Foarte bine, important este să-și facă treaba. Nu, acum, sigur că ne-am dorit forță de muncă din Bacău, dar legea, trebuie să spunem foarte clar, are niște rigori. Sigur. Eu vă spun ce am spus eu.
E un noroc pentru ei, un mare noroc. Da. Le-am spus de aseară, când am aflat. Aseară am aflat, după ce am vorbit cu Sorin Brașoveanu, organizând da, evenimentul aici. Trebuie să ai și noroc. E un mare noroc pentru ei să aibă o asemenea firmă. Eu v-am spus la Consiliul Județean, n-am avut investiție care să nu fie terminată înainte de termen și calitatea e reproșabilă. Asta este. Garanție, totul a rezistat. Tot și, da. În rest, exact. Putem pamfleta până nu mai putem. Sigur. Dar asta e realitatea. Realitate. Și e bine că e așa. Nu mai sunt. Județul Bacău nu are firme de asemenea învergură, ca și nivel de salariați, ca și nivel de calitate și capacitate de a aduce asemenea lucrări. Nu are mai mult de 3-4. Nu are mai mult de 3-4. Întrebare pentru constructor, dacă se va încadra în termen sau dacă chiar în plus va încerca un pic mai devreme să termine lucrările, având în vedere că sunt probleme la firmele de construcții cu oamenii, cu angajații. Am văzut că alte firme aduc din alte țări. Aveți asemenea probleme sau vă aveți toate resursele pentru a duce la capăt în termen util? Avem suficiente resurse ca să ducem la termen și așa cum a precizat și domnul președinte și noi ne încadrăm și am avut și lucrări unde am devansat lucrările. Contractare. Deci, la pista aeroportului, la pista aeroportului s-a dat ordine de începere din ianuarie, deci au început. E organizare de șantier. Da. Deja au început utilajele să vină, cred că în funcție de vreme anul acesta trebuie să finalizeze. Deci, conform graficului s-a stabilit și perioada aceea, o știți, de pe 15 august, pentru că trebuia să... Ați dat dumneavoastră o informație foarte importantă, că din august se suspendă zborurile pe... Da, în baza unui comunicat. Asta înseamnă un... o asumare serioasă. Asumare, da. Și o cumpănire serioasă. Pentru că el, într-o lună jumate, trebuie să toarne pista de la aeroport. Și de asta suspendă... Penalități. Dar eu cred că o să meargă prefectul acolo și... grăbește lucrările, că ne-am învățat cu prefectul, știe tot. Păi nu, 15 august, 30 și septembrie. 30 septembrie. Nu, e perioada aceea de tampon când trebuie reluate niște proceduri. Da, e constructorul... Dar efectiv cum va fi luat pe 10, așa, e un comunicat. Da, cu un comunicat. Da. Când efectiv să reiau zborurile de pe pista de la... Da. Bun. Dacă nu, să trecem la semnarea contractului, totuși. Da, să nu uităm pe ce a venit. Da? Da. Sunt două, unde sunt semnele? Da. Ok. Domnul vicevino, mai aproape că tot împreună. Mă, zicem ce e. Să fie într-un ceas, mă. Ne aștept Dumnezeu. Spor la treabă. Pentru un ceas. Dacă nu am stat 3 ani după neamț. Gata, da? Mulțumim frumos! Mulțumim!